Titlul poeziei ce o voi recita spune: Ce bine e printre voi. Ce bine e printre voi, iubiții și dragii sufletului meu. Iubirea voastră în mine arde alături de a lui Dumnezeu. Întâi a lui, apoi aproape, de ea mi-e dragostea de voi. Hristos și voi mi-ați fost comoară în lumea asta de noroi. Fiți binecuvântați, surori iubite și scump frați. Ce bine-i printre voi, iubiții și scumpii vieții mele întregi, de voi mă strâng ale iubirii în veci nebiruite legi. De voi și de Hristos pe viață și veșnicie sunt legat. Nimic nu va putea desparte ce Dumnezeu a împreunat. Ce bine-i lângă voi cu lacrimi îngenuncheați să ne rugăm. Ce bine-i lângă voi când sfântul cuvânt ceresc îl ascultăm. Ce bine-i lângă voi când glasul printre cântări ni-l împletim. Ce bine-i când gândim că în cerul în veci n-o să ne despărțim. Ce bine-i când la despărțire sunt petrecut cu drag de voi. Ce bine când iubirea voastră mă întâmpină venind înapoi. Ce dulce e cu voi la muncă și ce ușor cu voi la grea. Cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Al vostru prieten și frate, Adi Barbu.